Yes! N-au căzut pe jos, decât o dată. Da, astăzi am revenit cu un clip cu produse terminate, pentru că am adunat câteva în ultima vreme și am zis să vi le arăt, că poate așa să fac și un pic de ordine pe aici. Now, a trecut ceva de la ultimul clip cu produse terminate, dacă mi-a trecut eu bine înainte, nici nu mai știu când am fost pe ultimul. Așa că hai să vă arăt ce am mai consumat, ce am mai terminat, deși mai am, mai sunt câteva chestii care sunt pe terminate acum, dar vă arăt acum și vorbim. După aia, vedem ce se mai întâmplă. Am din ce văd eu așa, în marea asta de gunoaie din fața mea, văd așa multe chestii de baie, ceea ce înseamnă că e de bine, că m-am spălat mult și că m-am bălăcit mult. Da, na. Am aici o sară de vanilie de la Bingo Spa, cu ceva minerale de la Marea Moartă, cu colagen, zic ei. A mirosit genial asta, mi-a plăcut super, 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 super mult cum a mirosit și, de fapt, sarea de baie o iau mai mult pentru miros și dacă reușește să-mi coloreze apa, că sarea în sine face cam același lucru. Îți usucă pielea și, eventual, îți calmează mușchii dacă ai crampe musculare sau febră musculară. Așa că dacă aveți, nu știu, picioare umflate sau probleme cu circulația sau chestii, băgați piciorușele în apă cu sare sau dacă aveți febră musculară. Vă ajută mult să faceți o baie cu sare, că ajută mult să mai diminueze din durerea aia de picioare sau de, mă rog, de mușchi. Bun, și aia mi-a plăcut super mult cum am mirosit, cu siguranță am să o recumpăr. Mai am una de la Lotus cu nu știu ce floare de... Că natural plant, nu știu ce, Dumnezeu, asta o le găsiți la Carrefour pe amândouă, eu de acolo le-am luat. Și asta a mirosit super bine și asta a fost roz. A colorat puțin apa, dar nu foarte, foarte tare. Deci este super, dar nu urlă în materie de colorat. Dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut chiar mult și cu siguranță să o recumpăr și pe asta. După care avem un gel de duș de la Nature Box. Știți că v-am vorbit eu într-un clip despre unturilor de corp. La un moment dat vă ziceam despre unturilor de corp și cât e de bun și cât e de wow și că îmi place foarte mult. Mi-a plăcut și gelul ăsta de duș la nebunie. Asta este cu rodie, zicese, deci miroase fenomenal și a fost foarte, foarte ok pentru că nu mi-a uscat pielea, așa că acum am văzut că ăștia de la Nature Box au produse cam peste tot și au și șampon și balsam, pe alea nu le-am încercat, dar am încercat untul de corp și gelul ăsta de duș, chiar sunt super. Am terminat și un șampon din ăsta micelar de la Nivea cu 0% silicon și da, am constatat că nu are silicon pentru că părul meu stă vâlvoi. Multe dintre voi ați auzit de trendul ăla cu fără silicon, nu știu ce, în șampoane. Dar să știți că siliconul în sine nu vă face rău. Adică siliconul în sine nu îți face neapărat rău pentru că este o substanță care nu intră în piele, nu se poate asimila, nu poate fi asimilată de organism. Este o problemă în momentul în care ingerezi silicon cumva, dar dacă folosești pentru, de exemplu, pentru primere, în primere sau pepper, în șampoane, siliconul nu face rău. Eu n-am fost niciodată împotriva siliconului, din contră, dacă aveți genul ăsta de păr ca al meu care se zbârlește foarte repede și aveți antene, să știți că siliconul ăla ajută să le tempereze. Este adevărat că o cantitate mare de silicon în șampon sau în produsele de îngrijirea părului poate îngreuna părul, poate să-l facă să-l lase fără volum, deci trebuie să aveți într-adevăr grijă ce cantitate de silicon puneți, dar nu vă feriți de el pentru că nu face, adică siliconul nu este asimilat de păr, se spală, da? O să se curețe de pe păr, el stă acolo și după aia se curăță, nu face nimic, la fel și pe față. Siliconul a început să fie folosit în produsele cosmetice pentru că nu lasă, formează o barieră între pielea ta și machiaj și pur și simplu nu lasă pielea să absorbă machiajul, da? Că dacă ar absorbi pielea machiajul, ați face puncte negre, ați avea tot felul de probleme cu tenul, ar dispărea machiajul de pe față, nu știu, s-ar întâmpla o grămadă de chestii, ar apărea probabil și riduri mai devreme, deci siliconul în sine nu e neapărat bau-bau. Problema este de cantitatea de silicon, pentru că în momentul în care ai o cantitate foarte mare de silicon, da, e o problemă, pentru că nici machiajul nu mai stă ca lumea, nici părul nu mai stă pentru că e îngreunat, dar în sine nu e. Șamponul ăsta mi-a plăcut,
mi-a plăcut că curăță foarte bine, dar la un moment dat mi se pare că curăță mult prea bine. Adică îmi lasă părul fără nimic pe el, fără niciun pic de vlagă așa a lui naturală, nu știu, parcă este mult prea zbârlit părul din cauza lui, ca să zic așa, dar asta mi se întâmplă cam întotdeauna când folosesc șampoane cu silicon. Dacă nu aveți problema asta cu părul care să se zbârlească, eu zic că este un șampon chiar ok. Mi-a plăcut să văd și un balsam la treaba asta, pentru că n-am văzut un balsam, cel puțin când l-am cumpărat eu, nu era un balsam corespunzător pentru el. Și ca idee, am folosit pe ăsta de la Pantene 3-in-1, ăsta celebru, super, super... mediatizat de toată lumea și super promovat de blogărițe și blogărițele de la noi și îl știți, îl vedeți peste tot, este cu minerale, cu nu știu ce, cu zice că îți repară părul în 3 minute, aiurea, nimic pe lumea asta nu o să se repare părul deloc și în al doilea rând nici în 3 minute niciodată nimeni, dar e o chestie de marketing. Mi-a plăcut și nu prea. Eu, de felul meu, nu mă înțeleg cu șampoanele și balsamurile de la Pantene. De regulă nu prea mă înțeleg cu ele pentru că îmi încarcă foarte, foarte tare părul și chiar dacă aș folosi o cantitate mică de șampon sau de balsam, părul meu nu mai are volum deloc, nu are strălucire, nu are nimic din cauza lor. Și de-aia m-am ținut la distanță tot timpul de Pantene, dar am zis hai să văd și eu ce cu ăsta. Și l-am luat pe ăsta și l-am încercat. Este bunicel, dar n-am avut problema aia să-mi încarce părul, să-mi facă părul cumva aiurea, însă am avut senzația că am nevoie de o cantitate foarte mare, deci aveam nevoie de o cantitate dublă, dacă nu chiar triplă de balsam de păr să pun pe părul meu ca să stea frumos și să aibă strălucire și să nu mai stea în toate direcțiile. Este foarte posibil ca efectul ăsta să fi fost și din cauza șamponului care am folosit cam împreună. Este foarte posibil. Nu l-am încercat cu un alt șampon. Poate cu un alt șampon n-aș fi fost nevoie de cantitate așa mare. Dar oricât, ăsta v-am zis, mi-a plăcut, dar nu bate DAV-ul meu. Chiar nu-l bate. Deci DAV-ul nu-l bate, cred că nimeni. Mai am aici o din asta de la șervețele umede, de la alb verde, că sunt bio sau ceva de genul ăsta. Au fost șervețele de machiante care cică aveau ceva de măr în ele. În primul rând nu mi-au plăcut pentru că nu erau foarte bine îmbibate în soluția aia. Mi se părea că nu sunt suficient de bine îmbibate și un sfat pentru voi și un truc dacă vreți ca să aveți șervețele de mereu îmbibate în soluție este să le țineți așa. Deci le puneți cu partea asta care se deschide întotdeauna în jos. Și asta ajută din două puncte. Odată că toată soluția coboară către șervețelul ăla primul pe care tu îl vei lua, pentru că noi luăm șervețelul de aici, da? Soluția se duce în jos, e normal ca primul șervețel să nu fie niciodată umed, da? Să nu fie suficient de bine îmbibat în soluție. Și atunci întorci asta și toată soluția coboară în jos. Și în al doilea rând, dacă aveți genul ăsta de închizătoare stupidă cum e asta, care după ce scoți 3 șervețele s-au umplut de soluție din aia și nu se mai lipește, toată greutatea șervețelului apasă pe aia și nu lasă să se deschidă pachetul și nu se umezește și nu intră aer acolo, da? Așa că da, dar asta nu mi-a plăcut. Odată că nu erau suficient de bine îmbibate, chiar dacă le-am ținut așa, nu mi s-a părut că suficient de bine îmbibate în soluția aia și în al doilea rând nici nu le machiau extraordinar de bine și în al treilea rând mirosul mi se pare extrem de artificial pentru niște produse care se zbor a fi mai naturale, mai create, mai cu grijă, mai așa, au un miros din ăla de măr plastic, de plastic, ceva de groază, deci au un miros fenomenal. Mirosul în sine oarecum plăcut, dar este artificial, se simte că este artificial și nu prea înțeleg cum, adică este bun, dar nu e bun, dar când e bun, că nu e bun. În fine, whatever, dacă merg. Și o pungă din asta, dar nu știu ce căuta asta pe aici, că eu de obicei peste nu le pun. Șervețele de la Pampers, șervețele umede de la Pampers pe care le foloseam înainte să șterg pe aici, să mă șterg pe mâini dimineața cum mă macheam și chestii. Dar cred că am să renunț la asta și am să trec la cele de la Dettol.
Yay. Bun. Mai avem un gel de duș pe care l-am luat dintr-un Mega Image. De fapt este o cremă de duș. L-am luat dintr-un Mega Image. Era cu cocos, era vreo play, mi se pare, și mi-a plăcut foarte tare cum miroase. Pentru că era cu cocos. Dar m-a ținut foarte puțin. Asta știu sigur că m-a ținut foarte puțin. A fost ok ca și cremă de duș, dar m-a ținut super puțin, nu știu, câteva, o săptămână și un pic. Ceea ce e foarte puțin. Bun. Mai am un gel de duș. Yay! Ne spălăm. Așa, ăsta este pentru bărbați și este de la Palmolive Live Energizing. Îmi place foarte, foarte mult mirosul ăsta, dar ca toate gelurile de duș Palmolive, îmi usucă pielea. Dar mirosul... ce bine mirosul. Mirosul super bine. Are mirosul ăla masculin, marin, așa, fresh. Ăla este un parfum care place mie personal pentru mine, nu neapărat pentru bărbați, ăla este un parfum care m-ar defini pe mine. Am terminat și spumantul ăsta de baie pe care mi l-a adus Denisa de ziua mea. Este, a fost cu liliac, am terminat, este super bun, îmi place super bun. Mai vrem. Denisa, mai bagă două, te rog frumos, dar de data asta comandă și mie două, că unul dau gata foarte repede. Și mai am niște spumante din astea la ea, dar ea mai în vacanță și dacă fata e în vacanță, doar nu o să mă duc să o hățuiesc pentru gelurile alea de duș sau ce sunt spumante. Așa, am terminat și un batist din asta, which was amazing, că, na, este batist și îmi place și... Mă înțeleg foarte bine cu batistul. A, și-am terminat și o variantă mini. Variantele astea mini le găseam câteodată în Sensi Blue. Nu știu dacă le mai găsiți, dar câteodată le bagă, câteodată nu le au. Nu, habar n-am, nici ei nu știu exact ce vor și ce fac de la, cu viața lor. Dar, da, sunt bune, îmi plac. Și tot în materie de șampon uscat, am terminat și șamponul ăsta uscat, de care v-am mai vorbit eu într-un clip cu favorite. Pe ăsta l-am primit în martie. În martie, de 8 martie, l-am primit la birou de la cei de la de farm, am zis că noi lucrăm cu ei, la 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 la, o poveste lungă. Și ne-au trimis câte un șamponel din ăsta, ne-au dat cadou cu o floare, ne-au dat cadou câte un șamponel din ăsta de la Clora. Eu ne mai încercăm niciodată șampoanele uscate de la Cloran sau produsele de la Cloran, deși le știu pe din afară, ca și teorie. Asta este super. Deci este atât de bun și tare mi este, vreau să-l cumpăr. Acum am să mă duc să-l cumpăr pe ăsta și vreau să-l cumpăr ca să-l compar cu batistul, pentru că tare mi este că o să-mi bată batistul. Deci îmi lasă părul strălucitor, nu gras, când îl aplic la rădăcină, îmi lasă părul strălucitor. Ați văzut că de obicei șamponul uscat îți lasă părul mat. Bun. Problema cu când aplici șampon uscat și mai ales dacă aplici mai mult, este că ai partea asta mată și se vede că e mată, poate nu se vede neapărat șamponul, dar se vede că este mată și restul părului este strălucitor. Și este un contrast destul de cretin, care mai ales pe video sau în poze se vede. Bun, ăsta îți lasă părul strălucitor, adică îți dă strălucirea aia naturală, dar absorbe absolut tot. Tot ce ai pe acolo, materie de sembu. Și se lasă părul, chiar îl simți curat, adică chiar îl simți fin. Și plus de asta nu se simte atât de... Granulația parcă e mai mică decât la batist. Și asta a fost impresia, astea au fost impresiile pe care mi le-a dat chestia asta mică, folosind chestia asta micuță, da? Versiunea asta mini. În momentul în care am să îl cumpăr, am să... testez și teoria asta. Vreau să văd dacă e de așa sau doar a fost o impresie, doar o părere. Dar mie mi s-a părut super bun. Și trebuie să mă... Îl găsiți în Sensi Blue, cel cu pregădere. Sensi Blue, BBT-uri, farmaciile tei, cam pe acolo. Am mai terminat și un de-asta micuț de Elnet, de la L'Oreal. Un fixativ. Eu nu prea folosesc fixativ, foarte, foarte rar, când îmi prind părul atunci folosesc fixativ și de-aia nu mă vedeți că vă vorbesc foarte mult despre fixativ, pentru că nu. Dar ăsta îmi place foarte mult. Ăsta l-am găsit la un moment dat și pe Aoro, pe Notino, și aveau și versiuni mici și au și versiuni mari. Acum, versiunile mici am înțeles că ar fi dispărut, dar versiunile mari sigur sunt și un tub de fixativ mie mi-ajunge un an jumătate, că nu le folosesc, nu folosesc foarte des. În materie de skincare, mai am aici o mască de la Glam Glow, asta albastră, asta hidratantă,
la început n-am văzut nimic interesant la ea. Deci la început zic, ok, what's the hype with it? Adică chiar n-am înțeles. Asta mi-a dat-o Ana Maria Tătucu, by the way, când am văzut. Are un miros așa de caramel ceva. Și este cumva mentolată pe față. Prima dată chiar m-am speriat, că nu știam ce se întâmplă. Zic, what's up? Ce se întâmplă cu fața mea? Are o chestie așa mentolată, o senzație mentolată, oarecum răcoritare pe care ți-o dă. La început, la primele aplicări, că mi-a ajuns pentru mai multe aplicări, n-am înțeles nimic. Ia, adică n-am văzut de așa. După aceea, am folosit asta și foloseam și retinolul meu. Uleiul meu cu retinol și mi se pare că hidratează foarte, foarte bine pielea. Acum nu știu dacă e de la asta, nu știu dacă e de la uleiul meu cu retinol, care ar trebui să-ți usuduce pielea, de fapt. Habar n-am, dar ideea este că a funcționat și mi-a plăcut. S-ar putea să o cumpăr tot în variantă mini ca să testez teoria asta. Nu știu. Mai am aici o mască de la Apivita cu extract de grapefruit și asta nu știu dacă e aia pe care mi-a adus-o Irina de ziua mea, că mi-a adus și Irina, dar nu e asta, nu, aia de la Irina e cu lavandă de mare. Asta nu știu de unde o am, cred că am luat-o eu sau habar n-am de unde o am masca asta, unde am avut-o. Deci o mască care să-mi irite tenul mai tare ca asta eu n-am întâlnit. V-am zis, eu nu am un ten sensibil, nu am probleme cu tenul extraordinar de mari, în sensul că nu reacționează foarte repede la produse, nu se irită, nu... E ok, e întreaba lui acolo, dacă îi pui ceva pe față, bine, dacă nu, îmi lasă în pace. Așa, și nu se irită ușor. Dar masca asta, după un minut jumate, după ce am aplicat, a trebuit să o dau jos de pe față, pentru că simțeam că mi-am dat cu acid pe față. Efectiv așa aveam senzația că am acid pe față și că o să-mi ardă pielea și trebuie să o spăl. Deci da, mulțumim. Și apropo de Ana Maria Tătucu, când m-am văzut că ea mi-a dat crema asta de mâini, care este cu neroli și bergamotă și nu știu să vă zic firma. Kill me, dar nu văd. Așa, neroli fiind floare de portocal. Așa, care a fost super, super hidratantă, super, super bună. Am avut-o la birou. Mai avem așa, fondul ăsta de la L'Oreal. Acum am constatat că trebuie să-l pun în terminate, este True Match-ul. Pentru că mă tot chinui de vreo câteva zile să mai scot ceva din el și el de fapt nu mai are nimic. E găl-găluții, partea proastă este că nu se poate scoate capacul de tot. Eu am nuanța un numărul 1.5N de la Neutru. Și da, mie mi-a plăcut fondul ăsta de ten, am folosit din prima oară și până acum l-am tot folosit, o să trebuiască să mă reorientez către alt fond de ten sau să-l recumpăr pe ăsta, pentru că da, așa, deși cred că ar trebui să-mi iau un pic mai închis, dar mai închisă, am un de la Maybelline. Da, mi-a plăcut, mi s-a părut ok, nu este cel mai long wearing, cu siguranță nu, nu este nici cel mai rezistent ca și... nu știu, la transfer sau ceva, dar este ok, uite, adică pe pielea mea uscată s-a comportat decent, decent, destul de bine. Și ultimul produs este o pudră, care mi-a plăcut enorm de mult, pudra asta de la Rimmel London, Match Perfection, este atât de fină și atât de bună și atât de minunată și îmi place atât de mult pentru baking sau să o aplic pe față. Îți acoperă dacă o aplici cu burețelul umed, îți estompează toți porii și arată așa de bine și trebuie neapărat să o cumpăr pentru că este divină. Îmi place foarte, foarte mult. Am avut pudra compactă sau fondul de ten compact și fondul de ten din gama asta și nu mi-a plăcut de nicio culoare, ba din contră au fost chiar oribile pentru că s-au oxidat, dar asta este minunată și este nuanța translucidă, este 0101 translucent, așa, dar asta mi-a plăcut foarte tare. Bun, cam astea fură gunoiile mele, cam asta a fost ce am terminat eu în ultima vreme, cam astea sunt produsele pe care am avut să vi le arăt. Eu sper că v-a plăcut acest clip, dacă este așa, dați un like și un share la clipul ăsta, spuneți-mi în comentarii ce produse ați încercat voi din astea de aici sau ce alte recomandări aveți pentru mine, că tot timpul aveți niște recomandări minunate pentru mine și de fiecare dată când merg pe mâna voastră e super, așa că puteți să-mi lăsați și alte recomandări în... comentarii. Veniți și pe Instagram, dați o bucă și pe Instagram să vorbim și acolo, să ne vedem, să povestim și pe acolo și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Da? Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!